legii 215 din 2001, ați fost convocați pentru astăzi în ședință ordinară prin dispoziția domnului primar numărul 433 din 23 august, în ședința 2018. Din cei 15 consilieri locali sunt prezenți toți. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Domnul primar, trebuie să vă spuneți. Pe ordinea zi avem 5 proiecte, 4 inițial plus o suplimentare. Așa, suplimentarea se referă la cei bani care am promis sau am spus că o să-i dăm la curte și n-am mai încăcut amânare ca să ne mai ducem la o următoare și ne mai. Acolo să vă explic un pic discuțiile, negocierile, sau cum să le spun, care am avut cu preoții. Și s-au ajuns la acea sumă, ca să am și mai timp. Cine este pentru ordinea de zi, așa cum a prezentat domnul primar, inclusiv cu suplimentare? Mai dați un pic. Să completez ceva. Ținând cont că e ultima ședință înainte de 1 decembrie și la inițiativa domnului profesor Sârbu, domnul profesor de istorie, avem alături de noi pe domnul profesor de istorie de la scoala noastră, la scoala din Căiuț, scoala din Mădeală Căiuț, care să ne casem de să fim și noi în asentimentul zilei din decembrie. O să ne povestească câteva lucruri despre acest eveniment. Și domnul să vorbească în locul zicei dânsul ceva. Da? Înainte de a vorbi domnul Bală. Da. Domnule primar, domnilor consilieri, fericită zi, fericită coincidență că ședința Consiliului Local de astăzi se ține într-o dată istorică pentru națiunea română, data la care, respectiv 28 noiembrie, o altă parte din trupul țării românești, din trupul României, Bucovina, votează alipirea la patria mamă. Se întâmpla 100 de ani și este momentul care precede Marea Unire de la 1 decembrie 1918, când și Transilvania se alipește României și întregește națiunea română, care, prin tratatele internaționale de după război, primul război mondial, va fi recunoscută ca o națiune de sine stătătoare în Europa. Meritul este al intelectualilor din toate cele trei țări românești și mai ales din provinciile românești care au fost îndepărtate prin rapturi de către puterile vecine. După 144 de ani de stăpânire austriacă în Bucovina, aceasta se întoarce la patria mamă. Despre acest eveniment o să vă vorbească domnul profesor doctorand în istorie, Corneliu Bala, titularul Catedrei de Istorie de la Școala Generală Căiți. Am pregătit un material privind un scurt istoric și al contextului în care Bucovina se intră în granițele României. Unirea Bucovinei cu România a reprezentat în primul rând o serie de evenimente politice care au culminat cu unirea de la 28 noiembrie 1918, când fostul ducat al Bucovinei, parte la vremea respectivă a Imperiului Austro-Ungar, este retrocedat României. Bucovina aparținea Austriei încă din anul 1775, când, în urma unui tratat cu Imperiul Otoman, această parte a Moldovei istorice este cedată puterii Habsburgilor. Împăratul devine, după anul 1849, și mare duce al Bucovinei, în urma evenimentelor de la 1848, când Imperiul Habsburgic, ca și în alte state europene, izbucnește binecunoscuta Revoluție. În acest context, odată cu formarea unei entități autonome în cadrul acestui imperiu,
locuitorii provinciei capătă autonomie. Se constituie o dietă, organ legislativ, în care românii sunt acum majoritari. Sub stăpânirea austriacă, însă, sunt încurajate și alte etnii a se stabili în această provincie. În special ruteni. Noi cunoaștem mai bine sub numele de ucrainieni. În anul 1880, când se face un prim recensământ, acești ruteni reprezintă majoritatea populației din provincie. Îi întrec pe români cu un număr de 5 la 4. Datele oficiale arată că 38,88% din populația provinciei erau ruteni la vremea respectivă și doar 34,38% români, cu fiind urmați de germani cu 21,24%. Restul fiind alte naționalități, printre care slovaci, evrei, polonezi, romi și alte etnii. Românii erau încă prezenți în toate așezările din regiune, dar numărul lor scade în mod considerabil în partea de nord, care se învecina cu Ucraina. O parte din români, de-a lungul secolului XIX și în primii ani ai secolului XX, emigrează din provincie spre America de Nord. La 17 august 1916, Ionel Brătianu stabilește cu Franța și celelalte puteri ale Antantei anumite condiții prin care România se obliga să intre în război, în schimb fiindu-i promise teritoriile istorice locuite majoritar de români, cum ar fi Bucovina, Transilvania și Banatul. În urma războiului, după ce Rusia pierde pe frontul de est, anumite teritorii, precum țările baltice, Belorusia, Ucraina, sunt administrate de puterile centrale. Inclusiv Bucovina rămâne în cadrul Imperiului Austriac. Însă, puterile centrale sunt învinse. La 3 noiembrie, Imperiul Austro-Ungar semnează armistițiul, fiind urmat la scurt timp de Germania, pe 11 noiembrie. Context în care românii din provincie încep să facă demersurile pentru a se uni cu România. La 28 noiembrie, la Cernăuți, este organizat Consiliul Național Român și este prezidat de Iancu Flondor, votând în unanimitate unirea cu România. Și aș vrea să vă citesc un fragment. După sforțări și jertfe uriașe din partea României și a puternicilor și nobililor ei aliați, s-au întronat în lume principiile de drept și unanimitate pentru toate neamurile, și când în urma loviturilor zdrobitoare monarhia austro-ungară s-a scutuit din temeliile ei și s-a prăbușit și toate neamurile încătușate în cuprinsul ei și-au câștigat dreptul la libera hotărâre de sine, cel din tâi gând al Bucovinei, dezlovite, se îndreaptă către regatul României, de care întotdeauna am legat nădejdile dezlobirii noastre. De aceea, noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema puterea țării și fiind investit singur cu puterea legiuitoare în numele suveranității naționale, hotărâm unirea necondiționată și pentru vecia Bucovinei, în vechile ei hotare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României. Ucrainienii și evreii din provincie refuză însă să participe la această adunare și nefiind de acord cu unirea cu România. Între timp, în teritoriile Galiției se formează Republica Vest-Ucrainiană, care dorea să anexeze, dacă nu toată Bucovina, măcar partea ei de nord, unde ucrainienii erau majoritari. În schimb, o delegație a bucovinenilor în România obține sprijinul militar al regelui Ferdinand, care trimite trupe pentru a asigura liniștea în provincie. Regele Ferdinand este proclamat rege și domn liberator și purtător de grijă al Bucovinei, primind sub sceptrul său această provincie. La începutul anului 1919 încep demersurile pentru ca marile puteri să recunoască această unire. Și tratatul de pace încheiat cu Austria la Saint-Germain, la 10 septembrie 1919, recunoaște acest lucru. Austria renunță la toate pretențiile ei asupra acestei provincii. Rusia rămâne singura putere care nu va recunoaște acest tratat, contestându-l de nenumărate ori.
De atunci și până astăzi, după cum știm, cea mai mare parte a Bucovinei, except în nordul și centrul istoric de la Cernăuți, a rămas în continuare în partea României. Însă, jumătatea aceasta nordică face și astăzi parte din Ucraina. Românii sunt încă o minoritate etnică în acea regiune și nu știm cum vor evolua lucrurile, dacă acele teritorii vor reveni vreodată înapoi la România. Din punct de vedere al importanței acestui teritoriu pentru România, sunt cele două capitale pe care le-a avut Moldova situate în această regiune istorică. A doua capitală, Siret, și a treia capitală și cea mai cunoscută a Moldovei, Suceava, unde, după cum știm, a domnit însuși Ștefan cel Mare, cel mai mare domnitor al Moldovei. Vă mulțumesc pentru arătarea pe care m-ați ascultat și sper că informațiile prezentate au fost utile. Mulțumim și noi, domnul profesor. Mulțumesc și eu. Noi mai avem un pic de treabă. Dar și eu mă rog. Sper că toți colegii au fost în asemenea sentimentul nostru. Am eu. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație. Pe partea cea mai mare de teritoriu care s-a ocupit pe România în 1918 este Transilvania. Transilvania, care aproape 1000 de ani a fost sub stăpânire ungară, adică populația majoritară era românească. Despre 1 decembrie 1918, cunoașteți și dumneavoastră evenimente deosebit de importante. Trebuie să fac o precizare că la Alba Iulia, în data de 1 decembrie, au fost 1128 de reprezentanți ai națiunii din Transilvania. Transilvania, la vremea aceea, făcea parte din Ungaria. Iar câteva zile mai târziu, după ce se hotărăște unirea Transilvaniei cu România, Consiliul Național Român, care avea sediul la Arad, s-a desființat, își încheiase misiunea, se constituie un Consiliu Dirigent, a cărui președinte este ales Iuliu Maniu, și în data de 12 decembrie 1918, delegația transilvăneană de la Alba, de la Sibiu de data aceasta, că acolo s-a mutat Consiliul Dirigent, vine cu actul unirii la București și îl depune ca mesaj al tronului Ferdinand I, întregitorul. Din delegație făceau parte Vasile Goldiș și preoții Cristea și Hosu. Iar în momentul când această delegație de la București, de la Alba Iulia, a ajuns în Gara de Nord, a fost întâmpinată de primul ministru al României, Ilice Brăteanu, care timp de 5 ani de zile a lucrat și a desăvârșit Unitatea Națională a Românilor. Acesta are o frază memorabilă, o propoziție memorabilă, prin care își arată asentimentul și marea satisfacție de unire. Au coborât delegațiile ardelene și Brăteanu se exprimă așa. Vă așteptăm de 1000 de ani și pentru vecie. Au venit, s-au deplasat la palat și au fost primiți de Ferdinand, care primește actul unirii, semnat de cei 1228 de delegați, și urma apoi cel mai greu moment, și anume recunoașterea internațională a unirii din 1 decembrie 1918, pentru că după această dată, până la conferința de pace de la Paris, Ungaria a fost într-un continuu război cu România. Trebuia ca marile puteri să potorească acest pârjor din Ardeal, care s-a lăsat cu foarte mulți morți. De altfel, să știți că victimele primului război mondial, jertfa României în primul război mondial, se cifrează la 224.000 de oșteni,
ofițeri și militari, iar până la 300 de mii sunt cei care au căzut în prizonerat și nu s-au mai întors sau morți de tifos exantematic. Pierderile pe care le suferă România, materiale, militare, deci din punct de vedere economic, se ridică la astronomica, de fapt, războiul, la astronomica, cifră de 132 de miliarde de franceauri, care căreia României îi revine 1,1% din aceste pierderi, adică 1.320.000 de franceauri, pe care în decursul celor 30 de ani care trebuia să îndeplinească această achitare, nu i-a mai văzut. Nu i-a mai văzut datorită marilor puteri care nu ne-au agreat din cauza că primul ministru, I.C. Brădeanu, a avut o verticalitate și o riguroasă intervenție în fața marilor puteri care și-au trădat actul de alianță din 1916, prin care li se recunoșteau niște teritorii pentru care România s-a angajat în război alături de Antantă. Am plecat de acasă și era ceremonia aniversării la televizor. N-am apucat să văd ce a vorbit președintele României, care este sas de origine, dar să știți că... Nu, prost. În românește. Poftiți? În românește. Păi s-a exprimat de data asta, da. În românește. Dar să știți că la actul de unire de la 1918 au aderat și Jvabii din Banat, și sașii din Transilvania, și polonezii, și evreii din Bucovina. Mai puțin ungurii și mai puțin prietenii noștri care am îmbrățișat vreo 45 de ani cu steluță în frunte, rușii, tovarășii sovietici, care nici acum nu au recunoscut Basarabia ca teritoriul românesc. Actul de recunoaștere a Basarabia, Unirii Basarabiei, se încheie la 20 mai 1920, după unele concesii pe care guvernul român a fost nevoit să le facă în fața marilor puteri. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes și o aniversare frumoasă. Probabil că în familie o să ciocniți și un pahar cu vin. Și mie mi-e dor de unul. Mulțumim, da. Domnul președinte. Înainte de a da cuvântul domnului președinte ședință, vă consult asupra conținutului proceselor verbale din 8-a și cel din 5-a. Obiecțiuni? Nu, am eu una. La voi și-o stăm târziu, să-l studiem. Deci, pe urmă, era din cuțe, oră că trebuia să încep ședința. Când s-o obținut. Poate nu-l obținut. Da, nu, nu s-o obținut acum, dar de regulă e bine să le mai e. Dacă s-ar putea o dată, poate nu. Legea în rost și regulă acum. Poate nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci 14 pentru și o abținere. Pentru cel din 5-a noua? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri după Proiul, după Oprea și după Gabrilă? Altcineva? Bună ziua, încă o dată. Avem, cum a fost, 4 proiecte de hotărâre și divers. Proiect numărul 1 pe ordinea de zi, proiect numărul 64, privind însușirea raportului de audit financiar, numărul A34-1547 din 9-10-2018, a deciziei numărul 44 din 13-11-2018, emis de Camera Curții de Conturi Bacău, în urma acțiunii de audit financiar pe care Camera de Conturi a efectuat în perioada 7-09-2018, 19-10-2018, la nivelul comunității.
care va vorbi și data trecută domnul primar. Dacă măsurile care le luat, sușește, da. Discutați, dar nu aveți luat atât. Să ia atitudine. Da. Propuneți măsuri pentru remedierea problemelor identificate. Aveți opțiune. Da. Dar propunerea de astăzi vizează doar răsușirea că ați luat act de raportul de audit și de decizia consiliului. Discuțiile le aș mai avut. Nu, discuții, dacă veniți cu propuneri, aveți opțiunea asta, nu da, de aceste documente, să veniți cu propuneri de soluționare. Propunerea, dacă tot nu avem despre decât să luăm act de știință despre decizia respectivă, am propunerea ca la următoarea decizie a Curții de Cont, efectuată pentru o ATK-uri, să nu se mai regăsească din prima pagină niște lucruri nerespectate de către luate pe iuți. Eu nu vreau să fac decât că trebuiau, deci au fost lucruri care n-au fost făcute și Curtea ne spune că trebuiau. Găsesc cuvântul, un mod eronat, unui cheltuieri la un capitol și nu la altul. Găsesc în decizia respectivă constatarea faptului că nu au fost respectate normele și regulile privitoare la evidențierea bunurilor. Recte, comisiile nu au fost întocmite și nu și-au avut locul comisiile de stabilire a diferențelor, respectiv pentru semnarea constatare milurilor, notele de intrare de cercet și așa mai departe. Unele materiale au fost justificate ca fiind consumate cu loc de folosință, nefăcându-se bonuri de construcție, câte și mai câte. În speță, se poate cu ușurință concluziona că lucrurile nu au fost tocmai bune. Suplecând de la elementarul lucru de evidențiere a bunurilor din cadrul ATK-ului. Și singura propunere era să dea domnul ca la următoarea decizie a Curții o grezi de conturi să nu mai avem abaterele respective, să nu mai fie constatate, dar nici să nu mai fie, nu numai că nu sunt fie constatate, să nu mai fie. Să nu le dăm apă la mare dumneavoastră. În rest, toate cele bune. Luat așa cu bucățele, sunt foarte multe. La prima vedere, dumneavoastră ne-ați anunțat, sunt lucrurile bune, sunt bine, au fost să... Nu, lucrurile nu stau, hai de tine. M-am oprit, vă mulțumesc. Da. Dacă, așa, eu vă dau un speech, dacă dați voi, domnul președinte, da? Da. Vă dau o idee ca să știți dumneavoastră, din consilier, că sunteți, care cred că nu știți, uitați-vă, deci, din tot ce înseamnă cheltuieli, aici vă dă, ca să știți dacă vă treabă cineva vreodată, că 52,52% înseamnă cheltuieli personale. Restul bunuri servicii 22, transferul, unități astea foarte puțin, deci active financiare 14%. Asta cred că era și înainte, nu mai rețin, dar vreau să vă spun, deci cam știți cam ce e structurat un buget la primărie. Asta denotă faptul că dacă nu se merge pe proiectul sau pe altceva, îți vin bani extra pentru investiții, dar asta e marcă în coteți. Așa în rest, nu știu, am mai văzut pe aici niște sume care sunt. Astea sunt sarcina domnului primar. Trebuie să fac cumva să le recupereze. În condiții normale, în alte condiții, dânsul știi, știam și eu, dacă nu recuperează cei de la Curtea de Conturi, inspectori cu termen, se pot adresa către alte organe competențe de control, poliții, mă rog, care sunt. Da. Așa, de ce am văzut mare, nu e, spuneți că nu este bine, că nu mai greșește, dar nu sunt, așa, cu mici excepții, câteva imputări care zic, sunt depășesc, ci sunt, nu sunt disperiat, care să sperie, că dacă erau sumii disperiați sau nereguli sau
lucruri chiar ireale. Zic eu că și dâns și până la problemă altă. Asta eu zic că sunt lucrurile uzuale care se pot întâmpla fără să, să zic cineva. Cam asta. Domnul consilier, exigența controlului care s-a făcut la primăria Căiuți este justificată, pentru că banul public trebuie cheltuit cu chipzuință. Și mai ales în contextul acesta al birocrației instituite de Guvernul României, cu foarte multă birocrație, cu foarte multe aprobări, cu foarte multe pierderi. Cu toate acestea, cred că acest raport nu este chiar așa de catastrofal, ținând cont că este o, o perioadă de analiză și de control pe două mandate. Pe vechiul mandat al primarului Durlan și pe actualul mandat al primarului Orândaru. Problema care se pune și care trebuie să o aibă în vedere domnul primar actual este că toate aceste nereguli care au fost trecute în actul de control sunt probleme sau sunt abateri de la legi specifice economistului, contabilul șef. Încalcă sistematic legea contabilității 82/91, legea privind finanțele publice locale 273/2006 și legea 227/2015 ca codul fiscal. Eu nu cred că un primar, numai dacă ar fi economist de meserie, poate să cunoască aceste legi în detaliu și să le aplice la milimetru. Sunt alți specialiști în primărie, pentru care sunt și salarizați, și trebuie să le cunoască și să le aplice cu corectitudine. Recomand domnului primar să fie mai exigent și nu înțeleg ce este cu auditul acesta intern. Dacă este post liber, angajați-vă, domnule primar, un audit intern, că nu vă oprește nimeni și încet, încet, intrați și dumneavoastră pe păgașul normalității cu personalul, mai ales cu cel care este bine retribuit în primărie și nu prea își face treabă. Mereu, în ăștia 2 ani jumătate de mandat, când am ridicat cu o anumită problemă cu legată de aspectul financiar, mi se pune în față, nu se poate. Nu se poate. Măi, oameni buni, dar în primărie asta, cuvântul ăsta, nu se poate, a devenit șlagă. Orice care este plătit pentru asemenea atribuții de serviciu, el trebuie să găsească soluții. Pentru că o idee generoasă, dintr-o dată primește ștampila, nu se poate. Eu nu vreau să mai aud mereu, să mai aud în continuare în primărie asemenea negație. Nu se poate. Hai să găsim soluții și după aia să vedem noi chiar într-adevăr nu se poate sau e cu totul altceva. Ce este? Puteți să ne răspundeți. Auditul ăsta. Nu avem un om pentru audit? Este fata aia lui Rogoza care a plecat? Nu. Nu. Nu a fost. Poți o pozitie de audit de... De că știu. De nu a fost ocupat niciodată. Este, după părerea noastră, este necesar? Este. Păi, de ce nu încadrați, domnule? Faceți concurs, încadrați, audit, care să vă protejeze și pe dumneavoastră în ultima instanță. Că văd că legea contabilității este încălcată, legea finanțelor publice este încălcată. Dumneavoastră nu ați fi acum, cum să spun eu, un Einstein care să le cunoașteți pe toate și să faceți dumneavoastră, de fapt, legea contabilității în primărie. Atât. Mulțumesc.
Vreau să mai intervin cu o problemă după ce a vorbit domnul consilier. Vreau să spun, dacă vă uitați atent în acest raport al Curții de Conturi, eu nu vreau să aflu contabilitatea sau altceva. Vedeți, scrie exact erorile și din ce cauză s-a ajuns de se lasă în sarcina primarului să recupereze acei bani. Este una chiar la mai citați. Deci, cei care au făcut un deviz, închirierii ori, grede, dar scrie clar. Deci au constatat că nu sunt 125 de ori, sunt în realitate 52 de ori necesitau pentru drumul respectiv. Ori la contabilitate, când ajunge un ordin de plată sus, ajunge cu o documentație aferentă în spatele fiecărui ordin de plată. Deci un contabil, nu știu dacă este, sunt care mai știu, pregătit pentru părțile tehnice. Și mai sunt în lucruri care sunt la diferite contracte. La referitorul ăsta, adică vremea mea, la locul de joacă, 3-40 de milioane înapoi. Au dat alte norme când au plantat puieță sau au pus gazonul, care dincolo au fost găsite ceva surplus. Deci nu gândiți că neapărat de la regula de nu, neapărat din cauza contabilității. Sunt de la achiziții, văd aici, cu domnul Inves, nu au predat la timp. I s-a plătit un proiect și nu a predat la timp. Normal că îi se calculează niște penalități care trebuie să vină să le dea înapoi. Sau sunt multe din astea, dar eu nu văd de aici ca să fie un lucru care să spunem, da, domnule, o impact putea de contul poate. Acord un salariu sau un spor de salariu, 30%, 40%, 50%, care îl acord de la contabilitate, vin să știi și partea cealaltă, unde zic eu să pot face rău. Dar nu trebuie să aruncăm în cărca contabilității lucruri tehnice. Acolo ce-i dai, e semnat, își pune viza alături de primar în ordine de plată, dacă e sau nu. Sau cum e cu Roma, de unde să știm tot, sau altcineva, lucruri din teren tehnice. Deci aici, dacă vă uitați mai atent, sunt lucruri tehnice sau este la un abonament de telefon care să vadă la fost dacă îi v-ați scăpat și au vorbit în plus. Deci nu sunt lucruri care spuneau că de contabilitate. Deci nu se lese impresia că totul se aruncă în cărca contabilității sau... Eu de asta spun. Eu l-am citit. E bine de citit unul în amănunțit și acolo îți dai seama cam care-i cauza și efectul. Mulțumesc. Dacă ar fi vorba de... Vorbim în competență. Despre acele ori de autogrede sau vorbim despre ce poți fi ea. S-a găsit cu indiferență. În primul rând, comisia respectivă, curtea de conturi, n-avea cum să găsească aceste diferențe, pentru că nu mai știa istoric. Au fost 52 sau 104. Din stat, așa. El nu face altceva decât să verifice niște documente. Documentele respective este foarte adevărat, stau la contabilitate. Că e normal să fie așa. Numai că, domnii mei, eu nu odată am propus și v-am rugat, poate lucrări. Dacă lucrăm la reparație la drumuri, domnule, haideți să facem o antemăsurătoare în care stabilim necesitatea lucrărilor pentru lucrarea respectivă, pe drumul respectiv, după care întocmim un deviz. Vine executantul, execută lucrarea respectivă, după care facem un proces verbal de constatare a lucrărilor executate. Acolo e datoria primarului, să zicem, să facă comisia de recepție a lucrărilor. Deci recepțiile, nicio lucrare nu trebuie plătită până când nu este recepționată. Recepția respectivă se face de o comisie. Dacă toate aceste lucruri ar fi fost respectate, cu siguranță această o gradă de contru nu ar fi constatat diferențe și să ajungă la imputare sau la stabilire de deficiență. Apoi, după executare, că este o chestie de investiții, de plantații, ornamentale și așa mai departe, este acel cum la marile investiții se fac procesele verbale de punere în funcțiune a investiției respective, acolo este punere în operă. Și după recepția, că s-a plantat atâția, că nu s-au plantat, după aia este punerea în operă. Da, domne, da, tot cu proces verbal. Oare deficiențele eu le consider că ele ne aparțin tuturor celor care ne învârtim în jurul responsabilităților. Este și partea din cadrul aparatului, dacă n-au fost delegați oameni, dacă n-au fost stabilite comisii de recepții, cât și a contabilității. Deopotrivă. Deci, ca să... Eu nu,
dar și n-am spus, nimeni nu știu, dacă nu cred că a spus cineva, că este dezastruos. Nu. Raportul respectiv, această deficiență nu este ideea. Numai că are în ea deficiențe, iar deficiențele aparțin mai multor oameni care sunt responsabili pentru aceste lucruri. Vă mulțumesc. Da. Dacă ne spunem la vot, s-au ajușit la vot, da? Deci supunem la vot că v-ați însușit la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Nu, nu, nu. Am întârziere. Proiect numărul 2. Pe ordine. Da. Numărul 65. Privind declararea stării de insolvabilitate la rândul debitor. Întrebări? Știți despre ce e vorba și despre ce e insolvabilitate. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. O cum sunt sume mari, domnule. Sunt sume mari. Gurița asta cătălim la 4573. Cred că anul ăsta am mai votat odată o insolvență pe numele acestui... Ăsta e un fel de perpetuum mobile la menți și la prostii pe care le faci. Iar dumneavoastră cred că asta știți. Dumneavoastră îl cunoașteți? Parte din ei, nu, de tot. Când ei cauși pe ei. Chemați-l, dom'le, la primărie aici. Îi facem o poză. Îl punem și la acolo, la poliție. La... cred că nu se interzice treburile astea, nu? Depinde. Da. Ah, în sfârșit. Am votat. Da. Numărul 3 pe ordine de zi, proiect de hotărâre numărul 66, privind aprobarea efectuării expertizei tehnice de evaluare imobiliară pe un teren din domeniul privat al Comunei Căi, județul Bacău. Da, dacă ați studiat documentația, supunem la vot. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect numărul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 67, privind aprobarea finanțării proiectelor depuse de către unitățile de cursuri de gheori din Comuna Tării, pe anul 2018. Știți că s-au mai discutat, deci au fost... Întrebări dacă sunt la acest proiect, dacă nu am spus ceva la început, dar întrebări, ca să nu vorbim de șapte. Dacă sunt, dacă nu sunt. Nu o secundă să nu mai am. Am primit mai greu și ăsta. Și aia este. Deci în ce bază s-au alocat sumele? Că cum au fost? Selecții de proiecte, nu? Da, selecții de proiecte. Vă vine așa selecția de proiecte care e cel mai bun, nu? Dar nu a societat? Da. Am avut ghidul solicitanților. Am avut ghidul solicitanților. Sunt 350 de ani. La 1,600 și la 1,100. Sau să finanțăm un singur proiect. E o propunere. Dacă nu primăm, nu de-am comisie. Ce? E o propunere, dar nu primăm. Dar am început ședința. A, nu de-a comisie. Nu știu ședința când a spus. A spus. A fost o negociere și o discuție cu toți. Nu mai de ce, doamne. În fiecare an... Asta a fost conform. Vădim... Așa, am dat la asta. Dacă vreți, mă trebuie să... Aici sunt întrebări. Nu. Hai, dăm cuvântul domnului primar. Am avut o negociere cu preoții. Au zis că e suma prea mică ca să poată să facă ceva. Anume, tot respectul pentru părintele Zupenski, au venit la noi și a spus domnul primar,
m-a ajutat primăria, am făcut sfințirea, mulțumesc Dumnezeu, ajutați pe ceilalți care au nevoie, tot respectul. Părintele Richard a ținut și a venit până în aproape în ultima instanță, o săptămână înainte a venit și a spus, domnul primar, decât să-mi dați acum asta, decât să mă ajutați cu la proiectul ăsta care l-am depus, cu 10.000, 20.000, aia era mai stau un an, sau chiar doi, și când am un eveniment adevărat, mă ajutați și pe mine ca să înțeleagă și celălalt colit ceva. La ceilalți doi, am căzut de acord să împărțim și mai egală ca să nu se supere nimeni, că amândoi au foarte mari nevoi. Am în două parohii, parohia Bizar și parohia Crăit. Deci toată suma care am prins în bugetul 7.000 de 70. 7.000 sau împărțit în doi. 3.500 la 1, 3.500 la 1. Cu acordul lor, fără influențe, fără forțare de la nimeni. Da. Alte întrebări astea... Proiectele sunt depuse, sunt mult mai mari, sunt proiecte de câte un miliard. Noi atâta putem să ținem. Domnul primar, care este suma care este... Din proiectul ăsta, 278.744. 70.000, domnul profesor, care am prins în buget la începutul anului. Deja sunt niște discuții. Biserica e crăpată, trebuie și infrastructură, trebuie și consolidată, trebuie. E de treabă. Da. Pe vremea răposatului, preot al Biculesei, bisericii din Căiuță, în anul în care a murit părintele Biculese, nu i-am acordat niciun leu. Din motive care le-a justificat chiar dânsul, urmând ca să fie îndestulătoare suma în anul următor. Nu s-a mai recuperat nimica. Și acum venim tot cu partajele astea cu egalități. La Bidare ați dat acum un an o sumă mult mai consistentă și văd că mergeți tot la fel în mod egal la ambele parohii. Dacă și Căiuțul la anul vrea să facă un eveniment deplasat spre biserica din Căiuț, o sumă mai mare ca să poată să fie desfășurătoare pentru eveniment. Măcar o diferență acolo de 5.000 de lei, să cunoască că îi apreciată de noi. Oricum, preotul acesta, nu aș vrea să facem comparații între ce a fost el, dar oricum, preotul acesta parcă este mai, cum să spun, mai dornic de afirmare. Fiind și mai tânăr, bineînțeles. Toată împărțirea s-a făcut cu acordul lor la toți. Ați avut o discuție? Da. Fiecare biserică a avut proiect mult mai mare, adică valoarea proiectului mult mai mare față de, chiar mai mare decât toți banii care aveam noi, 7.000 de lei. Toate proiectele au fost peste 70.000. Așa că, dar a fost cu înțelegerea lor. Mi s-a reproșat la un moment dat de ce n-am prins banul la Cotii, n-am avut de unde, le-au reproșat. Dacă era mai mult, era mai mult, era mai bine. Asta e. Atât am putut. Facem. Dar în condițiile astea în care am făcut acum propunerile mele, dar n-am sunteți de acord cu ele, toată mai mulțumit. Deci, în primul rând, trebuie să ținem cont că sunt parohii care au avut două biserici. Iar preoții, la rândul lor, ar trebui să țină cont, de exemplu, preotul de la parohia Bridari, ar trebui să țină cont că și biserica de la Bridari face parte din parohia Bridari.
Deci la biserică, la parochia Bulgaria am tot alocat. Mai în fiecare an, dar la biserica Bulgaria nu s-a făcut nimic. Dacă s-a făcut ceva subțireal așa, vodare. Dar o lucrare mare, serioasă, nimic la Braj. Biserica Bulgaria aparține și tot din parochia Bulgaria. Și am mai vorbit și în altă ședință, din toate bisericile, ca și valoare, cum se zic, așa, e pe primul loc. Deci, pe primul loc după Casa Rusei, ca valoare istorică. Da. Nici măcar un drum, dar acolo e singura biserică care nu are un drum bun. Dar Sfântul Gheorghe, ăsta e la Bralea? Nu. E pildă la Bralea? Da. Sfântul Gheorghe și la Bralea. Hai, să punem la vot. Da, atunci cea 35 pentru Bidar să fie dirijat spre Pralea. Sau parte din ei spre Da, să punem la vot. Cine este pentru? Ca sumă nu e... Împotrivă, abține. Da. Proiect numărul 4. Nu mai are, dar trebuie. Dacă decizi și dumneavoastră, că nu-i prea de vreme, avem depunere de comandă la Monumentul Eroilor. Sâmbătă? Da, 3 decembrie. Pot să fie în anul centenarului, măcar... La 10. La 10? Dacă dumneavoastră scrița la 10, la 10 începe și ceremonialul de la 10. Anul trecut a spus că n-ați venit, că e ceremonialul de la Alba Iulia. Iar cu 2 ani de urmă, O să depunem doi la preiuță. Direct la cineva pentru preiuță. Eu o să fiu la un altă parte, la toate probleme. Domnul Vici o să vrea să dumneavoastră. Nu, să depunem, nu e nicio problemă. Dar o să depunem și la Pralea și la preiuță, ca să... Toți sunt ai noștri și trebuie să-i onorăm cum se cuvine. Mai ales într-o așa zi deosebit. 100 de ani. Da. De centenar. Măi, domnul primar, ne cam lovești la evenimentul este la monumentul da. Aia. Vă mulțumesc! De altora, diverse mai aveți? Cu rămâne reședința. Diversele le-am consumat la începutul ședinței. Le-ați consumat.